Mașa trăia de ceva vreme în străinătate, în ultima vreme în Estonia. Calul era ținut undeva în apropiere de Kiev. Când armata rusă a început invazia pe 24 februarie, inimoasa ucraineancă a început o periculoasă călătorie pentru a-l salva pe Vasia. Ea a făcut parte dintr-un convoi de mașini care avea o misiune nobilă, scoaterea din zona periculoasă a 8 cai. Oamenii au condus zile în șir, au dormit în grajduri friguroase, ba chiar uneori au rămas fără combustibil. În cele din urmă au reușit să recupereze caii și să-i ducă într-un sat din Polonia, în apropierea frontierei cu Ucraina. So this is my horse. He's 17 years old. He's quite calm today, but he was stressed for past 2 weeks. I'm happy that he's okay today. Today they will walk, they will do a little work, and then probably we will move to Estonia finally, to his final destination. He has some issues with his leg because of a lot of like traveling, and last night he spent 18 hours in the car, and it was quite cold outside, but he's okay today, so I'm very happy about this. Fufu, he's a very nice guy, and very kind, and very polite, well behaved, really smart. Very kind to kids and all the animals, but of course he's been stressed for past 2 weeks. Înainte de declanșarea luptelor, Masha a depus documentele pentru a obține actele necesare pentru a-l duce în spațiul comunitar. Spera să reușească în aprilie. Ми живём в очень красивом месте. Сейчас это место перерыто рвами. Стоят ежи для того, чтобы не прошел враг, для того, чтобы оккупанты не смогли занять наши дома. Очень больно уезжать, больно оставлять людей, которых ты очень любишь, там, не знать, что с ними будет. Наталья și-a salvat și ea calul pe Utro. Ea spune că animalele erau în mare pericol să moară de foame. Femeilor le este dor de casele lor, dar se tem să se întoarcă în țara aflată acum într-o situație dramatică.